Grav accident în această dimineață în sudul litoralului. Un microbus în care se aflau 10 persoane s-a izbit de un autoturism în care se aflau 5 persoane. Trei victime au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital. Alte două persoane au fost asistate medical la locul accidentului după ce au refuzat transportul la spital. Evenimentul s-a produs în dreptul localității Eforie Nord. Pentru salvarea oamenilor au intervenit mai multe echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță Cons Stanța două echipaje smurt, dar și pompieri din cadrul ISU Dobrogea cu echipamente de descarcerare.